Maria a venit la Antena Play, are și ea un mesaj de transmis pentru cei de acasă. Vă mulțumește tuturor pentru efortul pe care îl face să o susține. Se bucură enorm să vadă că empatizați atât de mult cu ea și că nu s-a așteptat niciodată la acest lucru, a spus Maria. Către mama și către familie, spune Maria să rămână mamă și le spune că i pupă și că este foarte dor de ei. Lui Amir îi spune, te iubesc mult și mă gândesc la tine, mi-e foarte dor de tine și abia aștept să ne vedem. Pentru Mădă, Radu le mulțumește că i-au scris și că i-au dat și ei o stare de bine și de încredere, așa cum nu a mai avut de mult, spune Maria. Pentru Ami îi mulțumește pentru versurile pe care i le-a scris de la o melodie care îi place tare mult. Doamnei Maria îi spune, Că îi mulțumește pentru toate gândurile bune și ar dori o poză cu dânsa să o poată cunoaște și ea. Pentru Alina spune că îi mulțumește că s-a gândit la ea și că i-a scris. Ramonei, Cristinei, tuturor spune Maria că vă mulțumește și nu-și găsește cuvintele potrivite să își poată exprima aprecierea față de voi. La final, Maria a spus Doamne ajută la toată lumea.